Conferința a avut loc în ziua a 6-a a festivalului de la Suceava. Moderator a fost dramaturgul Matei Vișniec. Orice comunitate, orice națiune poate să prospere prin personalități. Domnul Eminescu, ca și domnul Goethe și alți mari înaintași, domnul Eminescu a spus: personalitatea este binele suprem. Națiunile trăiesc în fața lumii și în dialog cu lumea prin personalități. Pornind de la ce am enunțat mai devreme, comunitate. Iașul e o comunitate care regret că n-a avut șansa să facă capitală culturală europeană și în câteva discuții publice, atunci când a fost competiția, l-am avertizat și pe președintele Consiliului Județean și pe primarul Oltița, ți-amintești, la Oamenii Timpului, când le-am spus: o să ajungeți în închisoare dacă vă bateți unul cu altul în loc, să aveți grijă de comunitate. De la specificitatea fiecarei comunități trebuie plecat. Sunt atât de multe biserici în Suceava, atâtea spații istorice care trebuie aduse la viață. În același timp, vă felicit că nu numai că ați învățat pe propria piele ce înseamnă să duci mai departe un festival, dar că prin personalitatea ta ai legat multe alte personalități, care unele din ele sunt în sală, cu care ai făcut punți, cu care ai făcut înțelegeri, cu care ai început să dialoghezi. Și bineînțeles că de-a lungul timpului, probabil că n-ați jucat pe acoperiș sau în alte spații, ați șocat. Dar când, și aici pun un alt termen, calitatea creației convinge publicul, atunci se întâmplă bucuria comunicării, a dialogului și a miracolului, care este tema festivalului de anul acesta, la 30 de ani. Zilele Teatrului Matei Vișniec 2023 se încheie duminică pe 28 mai cu două evenimente, spectacolul de teatru la Academie și spectacolul Șolomanța. Spectacolul de teatru și dans cu foc, pe teme din mitologia românească, Șolomanța, va avea loc în sensul giratoriu din fața teatrului de la ora 21. Pentru buna desfășurare a evenimentului, circulația auto va fi restricționată pentru o oră și 30 de minute, începând cu ora 20 și 30 de minute în zona amintită.